Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la jurnalul Muntenia TV. Pentru început vă invit să urmăriți principalele titluri ale ediției. Înghesuială mare la muncă pentru cantină. 18 cereri, 2 s-au dus la muncă o zi și au renunțat a doua zi. Târgu îmbrăcăminte de sezon pe platforma din fața Spitalului Județean. Vineri, în ședință publică, vor fi stabiliți judecătorii ce fac parte din biroul electoral județean. Oficial, în județul Giurgiu sunt doar 260 de copii cu părinții plecați la muncă în străinătate. În realitate, însă, cifra este mult mai mare. Sâmbătă, 1 octombrie, la Palatul Copiilor, are loc festivitatea de deschidere a noului an școlar. Pentru că sezonul rece bate la ușă, giurgiuvenii dornici să-și îmbogățească garderoba au la dispoziție un târg de îmbrăcăminte cu produse autohtone pe platforma din fața spitalului. Producătorii prezenți la târg vin din toate colțurile țării și se laudă cu prețuri mai mici decât în magazine. Târgul de îmbrăcăminte și încălțăminte, deja familiar giurgiuvenilor, a revenit în municipiu. Producătorii veniți din toate colțurile țării au adus cu ei de această dată colecția toamnă-iarnă, astfel că giurgiuvenii care sunt în căutare de haine pentru sezonul rece pot veni pe platforma din fața Spitalului Județean de Urgență, acolo unde comercianții îi așteaptă cu cea mai bună marfă. Am adus marfă diversificată, de la încălțăminte până la haine de piele, căciuli, de la Piatra Neamț, haine de piele și cojoace de la Arad, încălțăminte, producători de la Botoșani, de la Pitești, textile de damă și de bărbați, bijuterii, handmade, haine de blană de la Reghin, o gamă diversificată de produse. Atât doamnele, cât și domnii care se decid să treacă pragul târgului au de unde alege. Oferta expozanților este diversificată, iar prețurile practicate sunt cele de producție. Giurgiuvenii sunt așteptați la târg până duminică, 2 octombrie inclusiv. Contestată la început și vehement, atacată prin presă și de oponenții politici, decizia executivului de a impune un regulament pentru cei care vroiau mâncare de la cantină și nu se încadrau în categoriile scutite de muncă, își arată acum justificarea. Direcția de asistență socială a primit 18 cereri pentru cantină. Două persoane s-au prezentat la muncă o zi, dar au renunțat din a doua. La nicio lună de la aprobarea în Consiliu a regulamentului care prevede obligativitatea de muncă pentru cei care vor hrană de la cantina de ajutor social și nu sunt scutiți prin lege, apar și primele concluzii concrete. Conform unei informări venite de la Direcția de Asistență Socială, giurgiuvenii nu prea sunt dornici de muncă pentru comunitatea care le-ar asigura hrana. Despre asta a vorbit în conferința de presă de miercuri primarul Nicolae Barbu. 18 cereri am primit. Le-am dat la DAS, la Giurgiu Servicii Locale, să-i contacteze, să-i cheme la treabă. Au venit doi, au muncit o zi și nu au mai muncit deloc. Eu am răbdare, că nu s-a închis luna mare. Astăzi, miercuri, joi, vineri, dacă efectuează încă trei, plus încă o zi, s-a încheiat. A făcut 4-5 zile, primește o porție. E normal. Da. În câți erau? În 250 de beneficiari. O altă, alt punct pe ordinea de zi sau la capitolul acesta, a venit cineva, a muncit o zi în parcul alei să strângă frunze. Nu muncă grea, nu muncă isovitoare. Și a doua zi mi-a făcut o cerere că n-ar fi mai bine să o mut la școala 4, că e mai ușor acolo. Și atunci spuneți că era intenție din partea primarului când a condiționat. Un caz aparte, negativ, a fost dat exemplu de edilul șef, respectiv o adeverință ilegală emisă de colegiul tehnic Ioan Bălănescu. Primesc o hârtie zilele trecute, de la DAS. Domnul primar, avem o problemă. Cei de la școala general, liceul mai sus menționat, i-au eliberat o adeverință unui cetățean și care sună cam așa. Prin prezent, se adeverește că domnul Preda Gheorghe, domiciliat în Giurgiu, șoseau Alexandrei, mi-am permis să-i dau numele pentru că chiar e o nebunie. Șoseau Alexandrei, bloc T, scara B, bla, 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 posesor al, eliberat de, la data D, a desfășurat activități lucrative în număr de 225 de ore, pe data de 23 septembrie. Pe data de 5 septembrie s-a aprobat regulamentul. A intrat în vigoare pe 11, pentru luna septembrie. Și liceul respectiv îi dă o adeverință că a făcut 225 de ore, noapte, zi,
non-stop, cred că la non-stop o fi fost. Și am sunat și eu pe doamna director. Doamna director, în ce bază a efectuat omul ăsta? Știu că regulamentul și norm și proiectul de hotărâre spune clar că doar prin GSL. Cum ați dat dumneavoastră? N-am dat eu nimic. Zic, doamna, are semnătură ștampilă. N-o fi semnătura dumneavoastră. Dar ștampila e în original, dați-o naibii. Are un număr de înregistrare, are tot ce vreți. Cum i-ați eliberat? Nu știu, eu n-am eliberat nimic. Bun, s-a lăsat-o, e într-o ședință acum cu organizarea examenului și nu a putut fi contactată toată ziua. Aștept. Dar am spus că dacă mai fac chestii de genul ăsta, îi chem pe toți și le dau mai departe. Ca să-i potolim. Conform regulamentului, GSL este societatea care poate emite astfel de adeverințe de muncă. În concluzie, românul este descurcăreț. Pregătirile pentru alegerile parlamentare se desfășoară conform calendarului stabilit de guvern, iar în această perioadă este programată etapa stabilirii judecătorilor, ce vor face parte din biroul electoral județean. Pe 11 decembrie, românii sunt chemați din nou la urne pentru a-și alege parlamentarii pentru următorii 4 ani. Ca de fiecare dată, odată cu stabilirea datei alegerilor, a fost pus la punct și un calendar precis al activităților premergătoare scrutinului. Printre aceste activități se numără desemnarea judecătorilor ce vor face parte din birourile electorale de circumscripție, acțiune ce trebuie finalizată până cel târziu pe data de 2 octombrie. La Giurgiu, tragerea la sorți a celor 3 judecători ce vor face parte din biroul electoral județean este programată în ședință publică vineri 30 septembrie la ora 12 la sediul tribunalului. După desemnarea celor 3 judecători, în termen de 24 de ore, aceștia vor alege președintele și vicepreședintele biroului electoral județean. Următoarea etapă este completarea birourilor electorale de circumscripție cu reprezentanții autorității electorale permanente și cei ai partidelor politice. Sunt ani de zile de când românii pleacă în străinătate pentru o viață mai bună. Mulți dintre ei își lasă acasă copiii, dar fie pentru că nu cunosc legea, fie pentru că nu consideră necesar, omit să anunțe autoritățile. De aceea, la nivelul județului Giurgiu, a fost declanșată o campanie de informare pe această temă. Teoretic, atunci când decid să plece din țară în străinătate la muncă și își lasă copiii acasă, părinții ar trebui să anunțe autoritățile. Practic, foarte puțini sunt cei care fac asta. Fie că nu știu că au această obligație, fie că nu o consideră necesară, fie că, pur și simplu, procedurile birocratice sunt prea lungi și implică prea multă alergătură. Cei care își găsesc un loc de muncă în străinătate își lasă copiii în grija rudelor, fără să mai anunțe autoritățile. Așa se face că, oficial, potrivit datelor transmise trimestrial de autoritățile locale către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, în prezent, în județul nostru, sunt doar 260 de copii cu părinții plecați la muncă în străinătate. Autoritățile știu bine însă că aceste date sunt departe de situația reală și de aceea au început o campanie de informare prin care încearcă să conștientizeze părinții asupra obligației de a anunța primăria din localitatea de domiciliu cu privire la plecarea lor la muncă în străinătate. În plus, trebuie ca reprezentanții Serviciului Public de Asistență Socială să informeze părintele interesat cu privire la procedura de delegare a drepturilor părintești și cu privire la modelul orientativ de cerere adresată instanței. Este necesar de asemenea ca părintele să fie îndrumat în completarea acestei cereri și să-i fie prezentată lista documentelor ce trebuie depuse la judecătoria competentă teritorial pentru a fi evitată astfel prelungirea termenului în care instanța judecătorească se va pronunța în ceea ce privește delegarea drepturilor părintești pe durata plecării părinților la muncă în străinătate. După notificarea primăriei de domiciliu de către părintele interesat, înaintarea actelor la instanță se poate face atât de către părinte sau altă persoană interesată, cât și de către Serviciul Public de Asistență Socială. Așadar, o mulțime de proceduri birocratice care, de cele mai multe ori, sunt ocolite de părinți. Și nici nu e de mirare, pentru că, de regulă, atunci când găsesc un loc de muncă în străinătate, oamenii pleacă rapid și nu au timp să umble prin tot acest hățiș birocratic, preferând să își lase copiii în grija rudelor în care au încredere. Deputații propun creșterea valorii tichetelor de masă la 15 lei pe zi. Legea privind vânzarea terenurilor agricole se modifică, iar din 10 octombrie cei interesați pot depune dosare pentru programul Casa Verde. Sunt o parte din subiectele pe care vă invităm să le urmăriți în continuare în rubrica Flash.
Deputații din Comisia de Muncă au modificat legea tichetelor de masă, adoptând un amendament prin care valoarea unui tichet crește de la 9,57 lei la 15 lei pe zi. Astfel, angajații din sistemul de stat și din cel privat ar putea primi din partea angajatorului bonuri de masă pe care să le poată folosi numai pentru a-și procura de mâncare în valoare de 15 lei pe zi. Legea urmează să intre în următorul plen al Camerei Deputaților, după care va fi trimisă spre promulgare președintelui Klaus Iohannis. Varianta de modificare a legii privind vânzarea terenurilor agricole va fi publicată pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în cursul săptămânii viitoare și va intra în circuitul de avizare numai după ce va fi discutată cu fermierii, a declarat pentru Agerpres ministrul Agriculturii Achim Ilimescu. Acesta spune că principala modificare din lege este cea a limitării achiziției de teren agricol de către persoanele fizice la cel mult 50 de hectare, la care se adaugă și anumite condiții referitoare la cunoștințe de bază în domeniul agricol, desfășurarea unor activități agricole pentru o perioadă de minimum 5 ani, precum și obligația de a menține destinația agricolă pe o perioadă de 10 ani și abia pe urmă să poată fi făcută înstrăinarea terenului. Prima dată de stat celor care semnează contractele de economisire creditare va fi acordată diferențiat. 25% din suma economisită, maxim 250 de euro pe an, vor primi doar cei care se angajează că vor și contracta un credit. Pentru ceilalți, prima de la stat va fi de doar 20%, maxim 200 de euro pe an. Prevederea apare într-un proiect de lege care a trecut deja de 3 comisii ale Senatului și vine după ce Curtea de Conturi a acuzat băncile pentru locuințe că utilizează ilegal prima de la stat. În momentul de față, românii care optează pentru sistemul de economisire creditare și apelează la băncile pentru locuință primesc de la stat o primă de 25% din suma economisită, dar nu mai mult de 250 de euro pe an dacă semnează un contract. Legislația nu condiționează însă clientul și nici băncile. Oamenii pot primi prima de maxim 250 de euro de la stat, chiar dacă ulterior nu mai semnează niciun contract de credit. Un raport al Curții de Conturi de la finalul anului trecut semnala acest aspect. Persoanele fizice pot aplica în cadrul programului Casa Verde Clasic începând cu data de 10 octombrie, în timp ce persoanele juridice pot depune dosare din 17 octombrie, a anunțat într-un comunicat Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Potrivit ghidului de finanțare al programului Casa Verde, publicat în Monitorul Oficial, populația poate începe pregătirea dosarelor de finanțare, care vor fi depuse la sediile agențiilor pentru protecția mediului din județele de reședință, în sesiunea programată între 10 și 24 octombrie. Prin programul Casa Verde, populația și persoanele juridice pot beneficia de finanțare pentru instalarea, înlocuirea sau completarea sistemelor de încălzire clasice cu cele care folosesc energie verde regenerabilă. E-Bike.net este numele unui proiect original de care ar putea beneficia și giurgiuvenii. Concret, este vorba de apariția unor biciclete electrice care vor putea fi închiriate. Despre acest proiect a fost vorba în workshop-ul organizat miercuri la Giurgiu. Demarat în februarie 2016, proiectul derulat de patronatul local al întreprinderilor mici și mijlocii Calafat, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională și Centrul de Afaceri Vidin, este finanțat în cadrul programului Interreg 5A. Miercuri la Giurgiu s-a desfășurat un al treilea workshop din cadrul acestui proiect. Vă felicit, domnilor, pentru că ați gândit acest proiect depus în urmă cu aproape un an pe programul Interreg România-Bulgaria. Este un proiect care realizează o conectivitate mai bună între toate regiunile riverane Dunării, plecând de la Calafat și terminându-se la Giurgiu sau la Călăraș? La Constanța. Deci este deja și multiregional. Este o noutate în a furniza, pune la dispoziția cetățenilor biciclete electrice. Tocmai vă spuneam că este acest concept vine în completarea sau în susținerea planului de mobilitate urbană durabilă a tuturor localităților care doresc să-și implementeze aceste proiecte și nu în ultimul rând a strategiei integrate de dezvoltare urbană a tuturor acestor UAT-uri, primării, entității județene și nu numai atât, vedem aici interregionale. Concret, proiectul are ca scop crearea unor rețele pentru biciclete electrice în întreaga zonă transfrontalieră România-Bulgaria.
în vederea realizării unei mobilități individuale îmbunătățite a transportului durabil. Area proiectului este întreaga arie, este întregul spațiu transfrontalier româno-bulgar, practic de la Vidin până la Dobrici, în Bulgaria, și din Mehedin până în Constanța, în România. Obiectivele proiectului. Obiectivul general este stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TNT, inclusiv a nodurilor multimodale. Noi am venit astăzi însă pentru a detalia și a vă prezenta obiectivul specific numărul 2, care este crearea unei rețele pentru biciclete electrice în întreaga zonă transfrontalieră România-Bulgaria, în scopul de a realiza o mobilitate individuală îmbunătățită a transportului durabil. De menționat că, la finalul proiectului, atât bicicletele electrice cât și stațiile de încărcare vor fi date în folosință gratuit operatorilor din locațiile ce urmează a fi stabilite. Anul școlar a început pe 12 septembrie, nu însă în toate instituțiile de învățământ. La Palatul Copiilor, festivitatea de deschidere a noului an școlar va avea loc pe 1 octombrie la sediul instituției. Până atunci, copiii mai au timp să se înscrie la unul din cursurile Palatului Copiilor. Festivitatea de deschidere a unui nou an școlar la Palatul Copiilor nu coincide cu cele organizate în școli, licee și grădinițe. Aceasta este organizată prin tradiție pe 1 octombrie. La fel se întâmplă și în acest an. Trebuie să precizez că noi am început anul școlar odată cu celelalte școli din țară, pe 12 septembrie, iar pe data de 1 este doar, să spunem așa, o festivitate de deschidere. Marcăm începutul unui an școlar printr-un mic spectacol. Copiii mai au timp să se înscrie la unul din cursurile extrașcolare pe care Palatul Copiilor le oferă. Copiii se mai pot înscrie încă până la 1 octombrie, așa cum am anunțat și anterior, și după scurtul program artistic, părinți și elevi sunt invitați să viziteze cercurile Palatului Copiilor, să ia legătura cu domnii și doamnele profesori de la fiecare cerc, eventual să mai completeze cereri de înscriere pentru anul acesta școlar. Festivitatea de deschidere a noului an școlar, la care sunt invitați giurgiuveni de toate vârstele, va avea loc sâmbătă, 1 octombrie, de la ora 10. Pe lângă spectacolul pregătit de actualii elevii Palatului, în cadrul festivității vor fi prezentați profesorii instituției și cursurile disponibile. Actorii trupei giurgiuvene Ex Toto Corde au fost premiați la Festivalul Național de Teatru de la Mangalia. Trupa Centrului Cultural Ion Vine a obținut premiul al treilea al festivalului pentru spectacol și premiul special pentru rol secundar, acordat actorului Florin Stan. Desfășurată în perioada 16-19 septembrie, cea de-a 7-a ediție a Festivalului Național de Teatru Mangalia Art a adus trupei giurgiuvene de teatru Ex Toto Corde a Centrului Cultural Ion Vinea două premii importante. A fost o ediție a 7-a acestui festival care s-a bucurat de prezența în jurul a unor actori cunoscuți, cum ar fi Ioan Batinaș de la grupul VO, Adriana Trandafir, deci juriu format din specialiști. Pe lângă locul 3, trupa de teatru condusă doamna profesoară Kralevici Ionela, trupa Ex Toto Corde, a mai câștigat un premiu special acordat pentru rolul secundar actorului Florin Stan. Și mai mult decât atât, Ana Lupu, o tânără actriță care promite mult, a fost nominalizată pentru premiul pentru cea mai bună actriță. Pentru premiile obținute, actorii Iulia Radu, Maria Popa, Ana Lupan, Cătălina Radu, Nela Popa, Florin Stan, Cristi Cristea, Sebastian Ștefan și Alex Avram, coordonați de profesorul Ionela Kralevici, au muncit pe toată perioada vacanței, iar rezultatele obținute au fost îmbucurătoare. Pe tot intervalul de timp în care copiii au fost în vacanță, elevii noștri au ieșit la rampă arătând tot ceea ce și-au însușit pe parcursul anului.
În urmă cu 64 de ani, 11 guverne europene conveneau să facă demersuri pentru înființarea unui consiliu provizoriu pentru construirea unui laborator de cercetare nucleară. Convenția internațională privind fondarea CERN a fost rectificată la 29 septembrie 1952 de un număr de 12 state. Ce este de fapt CERN și cu ce se ocupă, aflăm în rubrica Memoria Zilei. Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară, cunoscută mai ales prin acronimul CERN, păstrat de la vechea denumire în limba franceză, este o organizație europeană de cercetare științifică care operează cel mai mare laborator din lume pentru cercetarea particulelor elementare, situat la câțiva kilometri nord-vest de Geneva. Fondată în 1954, organizația are în prezent 22 de state membre. Israel este prima și unica, în prezent, țară non-europeană cu statut de membru deplin. Funcția primară a complexului CERN este de a furniza acceleratoare de particule elementare și alte tipuri de infrastructuri necesare fizicii particulelor de energie înalte. La CERN au fost realizate numeroase experimente de diferite tipuri, implicând colaborarea internațională. Povestea laboratorului european începe în 1952, când 11 guverne europene au convenit să facă demersuri pentru înființarea unui consiliu provizoriu pentru construirea unui laborator de cercetare nucleară. Convenția internațională privind fondarea CERN a fost ratificată la 29 septembrie 1952 de un număr de 12 state fondatoare. La scurt timp după înființare, activitățile laboratorului au depășit stadiul nucleului atomic și au intrat în domeniul fizicii energiilor înalte, domeniu care se ocupă în principal cu interacțiunile particulelor subatomice. Prin urmare, laboratorul CERN a primit o nouă denumire, Laboratorul European pentru Fizica Particulelor, nume care descrie mai bine activitățile curente de la CERN. Acronimul a fost însă păstrat. După înființare, la CERN au aderat și alte state, astfel încât numărul țărilor membre a ajuns în prezent la 20. CERN-ul a devenit astfel un exemplu de colaborare internațională. În momentul de față, acolo lucrează aproximativ 2600 de angajați cu normă întreagă și, pe lângă aceștia, alți 7931 de cercetători și ingineri, care reprezintă 500 de universități și 80 de naționalități diferite. Aproximativ jumătate din comunitatea mondială a fizicii particulelor lucrează la experimente ce au loc la CERN. Pentru că este un centru de cercetare internațional, cercetările CERN nu se află în mod oficial nici sub jurisdicția Franței, nici sub cea a Elveției, iar unele vehicule ale companiei au numere diplomatice de înmatriculare. Printre aceste vehicule se numără și mașinile de pompieri. România a devenit membru cu drepturi depline al Organizației Europene pentru Cercetări Nucleare la 18 iunie 2015, prin votul unanim al Consiliului CERN. Vă invit să revedeți principalele titluri ale ediției. Înghesuială mare la muncă pentru cantină. 18 cereri, 2 s-au dus la muncă o zi și au renunțat a doua zi. Târgu îmbrăcăminte de sezon pe platforma din fața Spitalului Județean. Vineri, în ședință publică, vor fi stabiliți judecătorii ce fac parte din biroul electoral județean. Oficial, în județul Giurgiu sunt doar 260 de copii cu părinții plecați la muncă în străinătate. În realitate, însă, cifra este mult mai mare. Sâmbătă, 1 octombrie, la Palatul Copiilor, are loc festivitatea de deschidere a noului an școlar. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi, Jurnalul de Știri se oprește aici. Rămâneți însă alături de noi la Muntenia TV, urmează înregistrarea integrală a ședinței extraordinare a Consiliului Județean, desfășurată astăzi cu începere de la ora 11. Eu sunt Alexandra Preda, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și mâine la ora 19:30 la Jurnalul de Știri Muntenia TV. La revedere!